Bun găsit! Colegiul Național al Asistenților Sociale a lansat această campanie în urmă cu câteva zile și foarte multe persoane au răspuns. Au venit nu doar cu donații, ci mulți au fost dispuși să se implice în această campanie. Sunt 3 centre de colectare, 2 la Timișoara și unul la Moșnița Veche, însă s-au strâns produse și în alte părți. Așa cum vă spuneam, foarte multă lume a decis să se implice. Aici, în acest centru de colectare în care suntem în acest moment, s-au strâns foarte multe încălțăminte, haine, produse de curățenie, produse de igienă, dar și altele necesare pentru cei afectați de inundații. De asemenea, astăzi 15 bărbați voluntari pleacă din Timiș să îi ajute pe cei afectați. Vor pleca cu 2 microbuze, de asemenea încărcate cu ajutoare, un tir cu paturi, saltele, mături, mopuri și alte produse adunate de diaspora din Germania, pleacă din Germania spre România. De asemenea, preotul din satul Alioș împreună cu enoriașii au reușit să strângă un microbuz cu produse. S-au făcut foarte multe donații în bani direct în contul Băncii de Alimente Galați. Foarte multă lume a donat bani pentru că nu a știut ce să cumpere și s-a gândit că acesta ar fi cel mai bun ajutor. O campanie de strângere de fonduri se desfășoară și în toate parohiile și mănăstirile din Arhiepiscopia Timișoare, iar Mitropolitul Banatului a făcut inclusiv un apel către societățile comerciale care doresc să sară în ajutor. De asemenea, în urmă cu câteva zile au plecat și 5 pompieri cu 2 autocamioane de intervenție, cu 100 de lopeci, 100 de roabe care au fost cumpărate cu sprijinul Mitropoliei Banatului, iar azi noapte, alți 30 de pompieri au plecat spre zonele calamitate. Fiecare zi o luptă care poate rupe toate barierele. Împreună mutăm munți. Împreună strămutăm ape și dăm sens unui nou început. România are nevoie să-și aducă aminte că împreună putem face orice. România trebuie să construiască mai departe, să se adune și să facă bine. Vino și tu cu noi. Împreună facem bine. O campanie a Televiziunii Române.